În perioada 29 decembrie anul trecut, 2 ianuarie anul acesta, cu binecuvântarea în preasfinției sale Părintele Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a fost organizată tabăra de anul nou de la Mănăstirea Putna. Aceasta a fost realizată de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România, filiala Suceava, în colaborare cu sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață. Și anul acesta, ca în fiecare an, a avut loc tabăra de anul nou de la Mănăstirea Putna. În perioada 29 decembrie 2021-2 ianuarie 2022, aceasta a fost organizată cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Suceava, în colaborare cu sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață. În cadrul taberei, studenți și liceeni din toate asociațiile creștin-ortodoxe din țară și de peste hotare s-au întâlnit cu sprijinul Mănăstirii Putna și binecuvântarea părintelui stare Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor din eparhie. Aceștia au sărbătorit astfel în rugăciune trecerea dintre ani. În acest an, peste 150 de tineri au participat la tabără. Aceștia au venit din București, Iași, Cluj, Constanța și de peste hotare, respectiv din Franța. În cadrul întâlnirii au avut loc diferite activități, printre care deschiderea taberei, care a fost însoțită de cuvântul părintelui stare, participarea la Sfânta Liturghie, urcarea pe dealul crucii și colindarea oamenilor din sat, un foc de tabără, conferința pe tema repere și modele în aceste timpuri, privegherea Sfântului Vasile cel Mare la cumpăna dintre ani, dar și un concert de colinde. Numeroasele activități au fost urmate de Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.